teatrul independent, are o poveste foarte frumoasă. Mie îmi plac poveștile. Am urmărit nașterea și creșterea micului prinț în România. Mi-a plăcut ce am văzut și atunci când a ajuns să fie un tânăr seducător și mi-a trimis o invitație, m-a invitat la un ceai englezesc într-o după-amiază ploioasă, n-am putut să spun nu. Cred că teatrul independent poate fi viitorul teatrului și în România, așa cum s-a demonstrat fi și în alte părți ale lumii, pentru că are câteva, nu știu cum să spun, farmece speciale, câteva posibilități absolut ieșite din comun de a aduna pe cei potriviți la locul potrivit. E ca într-o iubire, teatrul independent face posibilă întâlnirea unor oameni, unor personaje, a unor artiști. Într-un teatru constituit cu o distribuție anume, ești obligat să te descurci în spațiul acelei distribuții. Chiar dacă n-ai, să spun, o Julieta ideală, o iei pe cea mai tânără, pe cea mai frumoșică și pe cea mai sensibilă. În teatru independent, ai posibilitatea să faci casting, ca să zic așa, pentru toate Julietele din România. Și atunci, sigur, că vei avea măcar pe cea visată și imaginată de tine, dacă nu pe cea mai bună. L-am jucat și înainte de a juca revista, l-am jucat și concomitent cu revista. Am jucat la un moment dat într-un spectacol care era într-un fel erudit, cu ăsta se chema Încurcă lume, împreună cu Ion Marinescu, cu Emil Hosu, o distribuție minunată și care tot nu avea teatrul respectiv, piesa respectivă, era o comedie savuroasă și nu avea nicio legătură cu teatrul de revistă. Este, face parte din meseria mea, dacă vrei, sau dacă vreți, face parte din iubirile mele. Iubirile sunt, pot fi foarte multe într-o viață și pot să nu semene una cu cealaltă. Sunt pur și simplu geloasă pe cel care a scris-o, că a avut atâta fantezie. E o fantezie de inimaginabilă. Am vrătit niște personaje. E o comedie de situație. Nu se poate să nu râzi. E o piesă atât de generoasă, încât nu pot să spun chiar. Putea să o joace oricine, mai ales că o joacă oricine, o distribuție aleasă și seducătoare, dar e o ofertă formidabile. E ca și cum, știi cum se spune o glumă, când se repede unul și mănâncă, zice, parcă ai ieșit în spital după supă de chimen. Cam așa e, te repezi pe ea, ca și cum ai flămânzit mult timp și așteptai o masă copioasă. E o ofertă formidabilă. Ar fi că trăim într-o mare de tristețe. Eu trăiesc tot aici și eu nu mă trezesc în fiecare dimineață cu zâmbetul pe buze, dar întotdeauna găsesc în mine motivele și ambiția și dorința de a-mi schimba ziua și știu că pot să o fac cu un zâmbet. Am citit că afară, nu mai știu de cred că la japoneză undeva, există cursuri, ori râs. Pentru că se pare că ne prelungește viața. Râsul se pare că ne ajută să rămânem normali, ca să putem înfrunta tot ceea ce e rău și urât în jurul nostru. Și acolo oamenii se duc, dau bani, ca să fie învățați să râdă. Aici sunt convinsă, pe bani mai puțin, veți râde cu poftă și veți pleca mai buni, mai frumoși, mai veseli și de neînviți.